Bună seara, dragii mei! Sunt Tarotella cu o... Yes! Emisiunea Tarotella! Cu o prezentare pe care vreau, credeți-mă, că vreau de cel puțin o lună de zile să o fac. E lună plină, posibil. Sunt deja ferm convinsă că lucrurile sunt așezate așa cum trebuie. Și fiind lună plină, despre care v-am spus, de-a lungul timpului, mi se pare un moment excepțional pentru transformări, intens. Cred că acest videoclip vine la momentul potrivit pentru câteva persoane. Am vrut să-l fac, videoclipul acesta, pentru o persoană care știu că trece prin transformări radicale. Este chemată la transformări radicale. Acum. Întrebarea este, inițial am vrut să fac pentru o persoană, dar știu că sunt mai multe. Mai mulți dintre voi care vreți să înțelegeți niște lucruri și poate chiar vreți să sperați. Vreau să vă dau această speranță, să vă confirm că se poate. Am mai etalat, știți, am etalat de-a lungul timpului despre persoane dragi vouă, dar care au o viață haotică, în cea mai negativă variantă a sa, unii dintre voi, care nu înțelegeți încă aceea dragoste necondiționată, unele mai bine zis, ați mărturisit că ați acceptat acele persoane dragi cu vieți haotice, cu vieți imorale, total imorale, le-ați acceptat și nu doar că le-ați acceptat în viață acele persoane, ați permis să vă culcați, să aveți relații intime cu aceste persoane în condițiile în care n-ați stabilit niște reguli, niște granițe și niște lucruri. Sub falsa impresie că aceea e dragoste necondiționată. Nu, dragostea necondiționată nu asta înseamnă. Să accepți orice sub pretenția, iluzia că este dragoste. Dragostea necondiționată adesea, cel mai adesea o vedem în familie, între mamă și copil și tată, evident. Dar cel mai adesea mamă, pentru că ea este cea care creează, conține, concepe, conține și creează cei trei, că, spuneți-o cum vreți, copilul. Ideea este că adevărata mamă, pentru că nu toți avem mame, într-adevăr, puternice, dintr-o bucată care manifestă varianta lor pozitivă, adevărata, sau mai bine zis, da, adevărata mamă, aceea puternică, care știe ce are de făcut, își iubește copilul necondiționat, asta înseamnă dacă ia nota 4 sau dacă rămâne coeficient, asta nu înseamnă că nu te iubesc. Dacă ai făcut o prostioară, dacă te-ai certat cu colegul, dacă te-ai bătut cu colega, dacă ai spart un geam, dacă ai făcut o boacănă, dacă ai furat din pușculița familiei sau alte chestii, apropo de chestiuni negative, te iubesc în continuare. Dar asta nu înseamnă că îți permit, te dojenesc, eventual adevărata corectare vine cu dojeană și explicarea faptului că nu e bine să faci cu tare lucru. Dar multe mame nu fac acest lucru. Există și un anumit număr de mame care nici nu au timp de copiilor și atunci copiilor o iau razna și voi știți că acum întâlniți varianta lor, așa zis, matură fizic, dar emoțional la fel de imatură ca, eu știu, în copilărie, când mămica n-avea timp sau n-a știut să gestioneze situațiile neplăcute. Repet, aceea nu este dragoste necondiționată, este o dragoste manipulatoare, toxică, pe care o vor manifesta copiii, bărbați, femei, nu contează. La fel se poate întâmpla și cu tații, da? O vor manifesta la maturitate fizică, să zicem. Pentru că ei, emoțional și mental, nu se maturizează, rămân tot în faza aceea, pentru că este necorectată. N-ai cum să evoluezi dacă nu greșești, dar evoluezi greșind și corectându-te, nu menținând o greșeală. Acum,
am spus, unele dintre voi ați acceptat acest gen de personaje în viața voastră, ați avut și relații intime, mare greșeală, că ați preluat karma multor persoane cu care aceștia s-au culcat, alt lucru de care despre care o să mai vorbesc cândva, pe care unele nu le înțelegeți. Încă. Îmi pare rău pentru voi. Altele ați spus granițe personale și ați înțeles că vreți, nu doar că vreți altceva, că dragostea este, nu este acea manipulare, nu este acea iluzie pe care probabil că toți o trăim uneori într-un anumit grad, alteori repetitiv, detalii. Despre ce vreau să vorbesc? Despre transformare radicală. Am spus, vreau nu doar să vin cu speranțe, ci să prezint cel puțin două cazuri ca și demonstrație că se poate. Poate că și voi știți mai multe, dar vin doar cu două cazuri. Și asta pentru că după etalarea la geme, cineva spune, să ia naiba de transformare că eu vreau dragoste. Ok, calm down, înțeleg că vrei dragoste și eu vreau dragoste și X vrea dragoste și Capi vrea dragoste. Și Melin vrea dragoste, dar trebuie să fii într-o anumită vibrație ca să o primești. Da, este necesară transformarea. Gemeni, balanță, fecioară, berbec, rac, pește, înșirați toate zodiile, pentru că toți avem și variante pozitive și toți avem și variante negative, și lei și așa mai departe. Da? Și într-o anumită formă, toți vrem dragostea, chiar dacă unii spun, nu, eu n-am nevoie de dragoste, am nevoie de bani, am nevoie de stabilitate, am nevoie de cutare, nu, aia e fugă de realitate. Toți avem nevoie de dragoste, pentru că dacă dragoste nu e nimic, nu e. Citiți, vă rog frumos, Anteia Corinteni cu 13, dacă n-ați spus niciodată mâna pe Biblie, nu vă oblig, dar acela este un pasaj superb. Anteia Corinteni cu 13, despre care am mai făcut trimitere de-a lungul timpului, când au apărut niște cărți, știți voi, oracolele acelea. Așadar, e cam timpul. Și nu doar că e timpul, e perfect timpul, pentru că este lună plină în gemeni. Care gemeni înseamnă manipulatorul versus manifestul. Magicianul. Magicianul are toate resursele ca să transforme, ca să manifeste, ca să alchimizeze. Magicianul gemen sau fecioară, dar nu obligatoriu, gemen fecioară, asta este Mercur, oricine poate să manifeste. Și acum pentru cei care aveți habar de human design, dacă sunteți și manifestori, aveți aura, aveți instrumentele, trebuie doar să știți să le transformați, să le folosiți, să știți cum să le folosiți ca să transformați situațiile prin care treceți. Majoritatea manifestorilor nici nu știu ce sunt. Și când află unii, nu vor să știe mai mult, nu știu de ce, unii vor și știu. Salut, manifestorița din Ploiești. Așadar, manifestor sau nemanifestor, geamăn, fecioară, magician sau nu, toți ne putem transforma. Iar, apropo de transformare, cine are planete în via combusta, iar, da, și Johnny Walker are lună plută în via combustă. Sper să asculte. Spuneam că se poate schimbare radicală. Voi spuneți că nu, că nu o să se schimbe. Ideea este că dacă spuneți nu, veți rămâne pe un timeline care manifestă acest nu. Da? Pe o realitate care va atrage acest nu, clar. Dacă spuneți, cred că acest om, această persoană se poate transforma, probabil că la un moment dat veți intra pe un timeline în care să vă prezint această persoană transformată, mai devreme sau mai târziu. Haideți să vorbesc acum despre un caz celebru și apoi un caz mai puțin celebru pe care, dacă vreți, mă bate așa un gând să și înregistrez persoana. Cazul celebru de transformare radicală despre care vreau să vorbesc tocmai pentru că e lună plină, când se fac magii, vrăji, prostii din punctul meu de vedere,
Și e lună plină în gemeni, magicianul, vrăjitorul versus manifestorul, cel care creează creatorul. Când gemenii pot să aibă plus și minus, da? De am zis toate zodiile, dar vorbim acum un pic de așa mici aspecte din această vibrație în care suntem. Și asta pentru că am și eu planete în gemeni, vă rog frumos, fiți atenți. Cazul despre care vreau să vă aduc aminte unora și despre care vreau să vă povestesc altora este cazul Sfântul Ciprian. Sfântul Ciprian, care inițial a fost vrăjitor, vrăjitor care practica nu orice fel de vrajă, nu era white witch, white wizard, nu, era vrăjitor care practica vrăjitoria aceea neagră, întunecoasă. Acest vrăjitor, deci magician, varianta invers, manipulator sau personaj care folosește instrumentele într-un mod negativ. S-a îndrăgostit, dar teribil, de o tipă frumoasă, nu știu, dar el s-a îndrăgostit de ea. Ideea era că ea era creștină, era fecioară și nu vorbesc de zodia fecioară, era fecioară, era o ființă pură, era femeia divină a lui, să zicem, apropo de suflete gemene, femeia divină a lui, probabil. Dar, tipa, când a aflat ce este, evident că l-a refuzat. El, din ambiție, varianta negativă, orgoliu, nu că vreau să fiu cu ea, cu ea, nu cu alta, a început să practice vrăji. Vrăji de dragoste, teribile, știți cum sunt? Groaznici. Când conștientizezi că ai asemenea vrăji și că ți se trimit asemenea lucruri pe tine, este groaznic. Groaznic, nu-i frumos. Vi se pare vouă că e frumos pentru cei care sunteți neavizați. Iar dați-mi voie să fac o paranteză. Apropo că vorbiți voi că faceți dragoste în 5D, wow, mare grijă. În majoritatea nu sunteți suficient de evoluați, dar ca să fie evoluați. Dragii mei, așa cum e aici pe pământ, 3D, sunt dușmani și acolo. Și acolo. Ideea este că aici măcar îi cunoașteți, îi puteți depista mult mai ușor pentru că sunteți pe vibrația pământeană, terestră. Aveți tot ce aveți nevoie ca să depistați dușmanii, mai devreme sau mai târziu, și să puteți lupta. Acolo mai greu este. Nu vă dați seama. Și de ce fac această paranteză? Am zis, acesta practica vrăji de dragoste. Greu era pentru femeia, fata aceea, să reziste dorinței, dar știa că e vrăjitor și se ruga. Se ruga. Cu cât se ruga mai mult, cu atât el făcea mai multe vrăji și atunci ea se ruga și mai mult, în genunchi, plângând. Numai cine s-a rugat intens poate să înțeleagă genul acesta de situație în care stai în genunchi, plângi și aștepți ajutor și protecție. Și a primit-o, dar asta nu înseamnă că nu simțea cu toată protecția divină pe care această ființă a avut-o, nu înseamnă că nu simțea că îi se fac vrăjile. Și când conștientizezi că ceea ce simți este o vrajă, este o iluzie, este o atracție toxică, este și mai greu. Deși e bine. Spuneam că unii dintre voi povestiți, vai că noi facem dragoste în 5D, mare grijă. Când 5D apare shapeshifter, incubus și succubus. Sub aspectul partenerului sau partenerii la care vă gândiți, vin alți demoni, foarte versatili, foarte puternici, care vă dau impresia că faceți dragoste cu aceea pe care îi știți voi în 3D, cu care nu puteți manifesta, eu știu ce poveste de dragoste. Dacă vă cunoașteți partenerii, da, e ok. Aveți șanse să fiți cu ei acolo, dacă vă cunoașteți. Tot alunecă aici ceva. Dar majoritatea nu vă cunoașteți, partenerii. Dar vă aruncați în fantezii erotice. Asta înseamnă fantezii erotice în 5D. Acolo unde întâlniți celebrele personaje, Lilith, Succubus și Incubus. Și ce faceți? Nu trebuie să-mi povestiți. Bănuiesc. Și vă avertizez că dacă acolo, în fanteziile acelea, se deviază de la normal, e o avertizare. Că
ca acele personaje. Dacă știți că sunt personaje de bun simț în viața aceasta, realitate, mai bine zis, realitatea aceasta 3D și fanteziile deviază de la realitate, mare, mare grijă. Clar, aveți de-a face. Nu este must ai o variantă toxică negativă a lor despre care nu știți, deși e posibil să fie și așa ceva. Dar sunt acei demoni. Sau măcar, eu știu, slujbașilor, care practică ce au învățat de la, eu știu, șefilor. Incubus, Succubus și Lilith. Acum, revin la povestea aceea cu magicianul. Îndrăgostit teribil, teribil de o creștină. Și spun această poveste, nu musai ca să vă atrag către creștinism, ci ca să vă confirm transformarea radicală. Au mai fost cazuri, dar acesta mi se pare mai potrivit. Că ține și de dragoste, și de manipulare, și de iluzie. Și fata aceea, femeia aceea divină, care conștientiza că are nevoie de o dragoste divină, nu de o dragoste toxică, se ruga, se ruga, se ruga, se ruga, până la epuizare. Și a rezistat ispitei. Și a rezistat și în timp, nu mai știu acum în cât timp, e un detaliu, în timp, acest vrăjitor a devenit unul dintre cei mai mari sfinți. Nu știu dacă au fost împreună, nu? Asta este important. Importantă este transformarea. Cum de la o variantă negativă cineva se poate transforma în varianta sa nu mai bună, ci cea mai bună. Cea mai bună. Mă uit poate un pic altfel. Ar trebui să mă uit aici, știu, dar în fine, camera e un pic inversată. Da, ar trebui să mă uit aici, da. Se poate. Există cazuri în care oamenii se pot transforma radical, dar trebuie să ajungă la un punct de criză existențială, de revoltă față de sistemul în care s-au obișnuit să trăiască. Pentru că acel vrăjitor avea un sistem, credea în niște demoni, credea în niște forțe și a trebuit să ajungă la o criză existențială. De ce? Eu cu toată forța, cu toate puterile pe care le am, personale și cu ajutorul spiritelor negative, nu reușesc el, da, nu reușea să aibă acea femeie. Și atunci a fost o demonstrație de forță. Negativul versus pozitiv. Vezi, da, gata. Ridic steagul alb, mă predau și a devenit, s-a predat lui Iisus și a devenit unul dintre cei mai mari creștini. Și este minunat. Este minunat. Deci se poate. Acum, în caz real, eu foarte rar merg la piață. Nu-mi place. Sunt, cred că, printre acele foarte puține femei care nu suportă să facă, nu doar piața, nici shopping-ul, nici în mall nu suport să merg. Așa. La piață nici atât. Dar când mă duc, stau de vorbă cu oameni, așa sunt eu. Uneori poate prea vorbăreață. Și stăteam de vorbă cu un vânzător la piață, eram cu încă o cunoștință, și acela povestea că e un tip foarte credincios, un om simplu, vă dați seama, piețar, om care vinde la zarzavaturi. Stă în frig, în ceață, în căldură, în ploaie, nu contează, vinde ceapă, roșii, castraveți. Acel om povestea că pe vremuri în tinereța lui a fost un bătăuș, un bețiv, un curvar. Ăsta e cuvântul, da? Nu vorbim totuși la modul natural. Da? A fost ultima, cum spune el, cuvântul lui, lepădătură, parcă. Bine, mai folosea și alte cuvinte. Ultimul depravat. Ultimul depravat. Așa se considera. Și era conștient de ceea ce era, dar nu vrea să se schimbe. Îi plăcea să se ducă, să toace, deci, na, toace banii pe băutură, pe femei, pe jocuri, pe distracții, pe bătăi. Da, era primul la bătaie. Super agresiv, da? Ei, și la un moment dat, având această viață, nu mai știu exact, am zis, dacă e ceva, poate și înregistrez. Rămâne de văzut dacă e de acord persoana și nu vreau să se vadă, probabil doar să se audă, dacă vreți și voi. La un moment dat, acesta ajunge la doctor și doctorul îi spune că are o anume fază de ciroză netratabilă și că doctorii mai dădeau vreo 3 luni de zile de viață.
viață și era încă tânăr. În jur de 30 de ani, cam așa, 30-30 și s-a speriat. Pentru că lui îi plăcea viața. Îi plăcea viața pe care o avea. Adică ce, femeie, femeie. Din femeie în femeie, jocuri, distracții, petreceri, băuturică. Atunci nu erau droguri, dar puteți să adăugați și droguri. Sau poate erau, nu știu, în fine. La tot o anume formă de intoxicare era și asta, nu? Țigări, mâncare nesănătoasă și mai ales bătăi. Limbaj urât. Tot ce mai urât era acolo în viața acelui om și îi se părea frumoasă viața. Aici este șocat. Îi se părea frumoasă. Îi se părea că asta e esența bucuriei. Esența, eu știu, vieții. Aceea este o viață care trebuie trăită. Până a descoperit care acea ciroză pe care doctorii au spus că nu se poate trata, că e prea târziu, că îi mai dau vreo 3 luni de zile. Și omul povestește cum s-a dus pe un câmp. A urlat. Nu vi s-a întâmplat niciodată să vă duceți? Mie mi s-a întâmplat. Nu din caz, din motivele prezentate. A, de motiv. Nu vi s-a întâmplat să vă duceți, să vă duceți undeva unde nu vă aude nimeni să urlați? La Dumnezeu, la Univers, la ce vreți voi să ziceți? Da? La Univers. Și să aveți voi discursul vostru. Ei, acel om s-a dus pe un câmp, a urlat în jur. Și a strigat. Nu credea în Dumnezeu. Dar a zis, băi, hai să încerc. Hai să încerc. Și a strigat în jurul său. Doamne, dacă existi, dăm această viață. Dăm șansa de a trăi. Dăm șansa de a trăi și îți promit că îmi voi schimba radical viața. În acea perioadă, iar nu vreau să fac trimiteri către diferite religii, s-a întâmplat, nu s-a întâmplat, evident. Am întâlnit niște misionari care l-au chemat la o biserică, nu contează biserica, l-au chemat la Dumnezeu, aici era ideea, la o altfel de viață. Și nu musai să devină misionar, nu musai să... Dar imediat vă zic eu ce cred că se întâmplase și ce se întâmplă în viața acestor oameni. Deci, cu alte cuvinte, Dumnezeu, Universul, Creatorul, cum vreți voi să-i spuneți, i-a trimis oamenii șansele prin care să se poată transforma. Acesta a primit invitația la o nouă viață. Acum, că s-a dus la biserică, că nu s-a dus, nu asta mie foarte important de prezentat, cât faptul că acel om s-a transformat. Și după câteva luni de zile s-a dus la doctor și doctorul a zis, băi, ești mai bine. Hai să mai facem nu știu ce tratament. Și uite, au trecut, cât a zis omul, 20 de ani și omul în viață. Și povestește despre această transformare. Nu e așa că este minunat? Dar, am spus, trebuie să ajungă acel personaj la o criză existențială. Ori să fie speriat cu libertatea, că își pierde libertatea, că își pierde viața, că pierde, eu știu, marea iubire, că pierde ceva. Trebuie să fii speriat de moarte ca să alegi această transformare. Unii și speriați de viață nu o vor alege, dar sunt unii care aleg această transformare. Și știi ce cred eu despre acești oameni? Li se permite, că vă întrebați, dar de ce au fost așa și brusc trec într-o viață total diferită și bună? Nu rea, bună. Că sunt și variantele inverse, de la bun la rău. Ideea este că eu cred că acești oameni sunt mari manifestori. Apropo de cuvântul ăsta care mi se pare tulburător și încă de descoperit. Un cuvânt care rămâne de descoperit în viața fiecăruia. Magicienii și versus iluzioniști, oamenii care s-au păcălit într-o viață, au păcălit și pe alții, s-au păcălit și pe ei și brusc vine momentul. Zero.
trăsnetul, Uranus, turnul care îi cheamă printr-un șoc la o nouă viață. Acești oameni sunt chemați de Dumnezeu să vorbească despre această transformare. Oamenii aceștia vor vorbi toată viața despre transformarea prin care trec. Și dacă mai ascultați pe internet, mai ales în alte limbi, în engleză mai mult găsiți, poate și în franceză, nu știu, în spaniolă, italiană, mărturisiri despre flăcările gemene, despre oamenii care s-au transformat, care au devenit spirituali, poate, sau măcar corecți. Dacă nu spiritual, măcar o viață de armonie, dragoste, corectitudine. Oamenii aceia sunt chemați să vorbească altor oameni despre transformarea vieții lor. Și atunci, eu îi văd într-un anume fel ca pe niște mărturisitori, da. Ideea este că mi-aduc aminte că și tata, Dumnezeu să-l ierte, era ateu până să îi se descopere cancerul, până să aibă în perioada aceea de tratament. Tot așa, doctorii nu au vrut să-l opereze inițial la Fontaine, era în ultima fază, era în faza 4, nu au vrut să-l opereze. Noi am făcut tratamente naturiste, între timp a mai avut el niște viziuni și în spital și acasă. Wow, superbe! Despre care vorbea ani de zile, cu lacrimi în ochi. Și poate nu a devenit cel mai bun, să zic, care ar fi cuvântul? Nu cel mai bun creștin. N-a devenit un fanatic religios. Nu, n-a devenit un fanatic religios. Nu s-a dus la biserică, dar... nu s-a dus la biserică, dar îl avea pe Dumnezeu în suflet. Și ceva radia în el. Și a devenit mult mai înțelegător. Era înainte de transformare, era un tip autoritar, apoi a fost un tip, și totuși în autoritarismul lui a avut întotdeauna o doză de sensibilitate, pentru că tata practica poezia, deși era un tip foarte logic. Apropo de geamă, de gemeni, tata era un geamăn foarte complex și profund, dar am spus, a trecut și trecem toți prin transformare. Oamenii se pot... Da, oamenii pot renaște. Și despre moartea aceea este vorba în Apocalipsă. Știți? Prima și a doua moarte. Despre moartea aceea este vorba. Eu cred că poți. Eu cred că poți și dă-ți șansa doar să crezi. Dă-ți șansa doar să crezi și vei vedea cum ți se deschid oportunitățile. Și nu doar dă-ți șansa să crezi, dă-ți șansa să te ierți. Atât timp cât crezi că întâlnindu-te cu dragostea nu este întâmplător, asta este... Meditează un pic la acest lucru. Tu, acela care ai nevoie de transformare. Iar voi, cei care aveți asemenea oameni în viață, învățați să-i corectați cu drag. Cu drag. Cu autoritate, dar și drag. Și nu uitați că dacă permiteți acestor oameni să meargă în continuare din greșeală în greșeală, nu se vor trezi niciodată și nu faceți decât să îi manipulați și să vă manipulați pe voi. Cei care adoptați această corecție la modul elegant și în cămăruța voastră vă rugați pentru ei, vă felicit și vă doresc să aveți șansa să-i vedeți pe cei dragi transformați bine. Știu că se poate, vă asigur că se poate, doar sperați și unii și alții. Iar mă uit în altă parte, camera, nu contează, important e să auziți
și să meditați. Sper că a fost primită de cine trebuie această prezentare. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și puterea de a vă transforma în varianta voastră cea mai bună. Vă pup, numai bine, ceau, ceau!